o amplă acțiune motorizată, armata franco-engleză administrează o severă înfrângere a armatei germane la Verdun, schimbând raportul de forță al frontului din Franța. Pe frontul rus din nord, ofensiva Chiarenschi din Galicia, începută pe 1 iulie, s-a terminat pe 19 iulie cu adevărată catastrofă pentru armata rusă. La 24 iulie, ziua glorioasă a asaltului Mărăștilor, se producea fuga rușinoasă a armatei rusești de la Tarnopol, iar în timp ce avântul eroic al trupelor noastre deschidea perspectiva eliberării Bucureștiului, pe frontul de nord, austro-ungarii intrau în Cernăuți și amenințau frontiera Moldovei de sus. Mareșalul Mackensen, poreclit spărgătorul de fronturi, nu întârzie să ordone atacul armatei sale cu scopul de a captura armata română și a pune pe fugă rușii descumpăriți. Tu rămâi în spate. Ai grijă. Înainte! Pentru atac! Înainte! în atacul. Trăiți după mine! Înapoi! Înapoi! Vedem înapoi! Cred că ăsta îmi pute și aici. După atacul de azi noapte la cota 711, germanii s-au retras, părăsind dealul și întăriturile sale. Inamicul se retrage în dezordine. Un telefon de la Marele Cartier General. Domnul Major Ion Antonescu ne atrage atenția că înaintarea stângii armatei a doua pune în pericol dreapta divizia 4-a ruse. Câmpenii. Inamicul se retrage în dezordine și lor le-i frică de contraatacuri. Mergem în linia noastră. Domnule general, o telegramă de la Marele Cartier General. Ordinul 34 al lui Prezan și Ion Antonescu ne cere celor două armate să oprim orice acțiune ofensivă datorită unor defecțiuni apărute pe frontul rusesc. Și armata întâia nici n-a început ofensiva. Ce concepțiune! În loc să exploatăm sfărtura făcută de mine, încerc să mă opresc. Domnilor, continuați ofensiva. Am să vă dau și ordin scris și vă cer ca până la noapte să ajungeți la Putna. Artileria grea și de câmp va fi dispusă în vederea continuării ofensive. Telegrama lui Prezan. Execuția lui Crăinceanu nu poate să aibă loc decât pe stabilirea frontului și alta majestății sale, în care aflați răspunsul la cererea de grațiere făcut de mama și soția condamnatului. Trebuie să dăm un exemplu pentru întreaga armată română. Atențiune! Drepți! Să trăiți, domn general. Ce-i? Nu vrea să plece de lângă stăpân. Vitezule. Mă, vitezule. Nu-l luați dumneavoastră. Dă-l unii soldat să-l ducă la mașină. Am înțeles. Se lasă impresionat un cățel și în clipa următoare dă ordin să fie executat un ofițer. E mare, domnule. Moartea noastră care ne ești alături, dă-ne nouă glonțul nostru cel de toate zilele și nu ne ierta nouă păcatele noastre și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Nu ne mai lăsa în ispita vieții, căci a ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Domnule Maior. Antonescu. Domnule Maior, raportez. La Mărăști, germanii se retrag. Domnule general, totuși putem câștiga războiul cu nemții. Dați-mi voie să atac pe centrul la Funden în Molasa și să continui atacul armatei a doua. Vom prinde într-un clește grupul de armate Mackensen. Dacă au noroc, pot să scape doar cu fuga și apoi într-o săptămână suntem la București. Tu uiți că rușim. Au oprit orice acțiune pe frontul românesc. Și că ordinul nu vine de la Șcerbacev, ci chiar de la Chiarenschi. Orice comandant rus ar simți momentul extrem de prielnic pentru obținerea unei mari victorii. Ar fi o revanșă pentru cele petrecute în Galicia. Nu-i vorba de ofițerii mai ruse, domnule. Nu înțelegi că soldatul rus nu mai vrea să lupte. Iar noua conducere a Rusiei nu mai are nicio autoritate. Dezdeule, cât de urăți pe roșii. Domnule general, în 1916, când am intrat în război, puteam ajunge cu ușurință la Tisa. Dacă armata din Dobrogea nu pierdea rușinos bătălie de la Turtucaia și Flământa, puteam juca un rol fundamental în acest război. Puteam, dar în Dobrogea tot rușii au părăsit lupta. Acum avem a doua ocazie. Trebuie să jucăm asul pe care l-avem. Mâine vine majestatea sa, regele, vom vorbi cu el. Vă readuc aminte teoria lui Hindenburg. Acela care atacă pune succesul de partea sa. Acela care renunță sau e forțat să renunțe, sigur e pierdut. Sire, în 1916, când România ne-a declarat război, ne-a găsit aproape complet nepregătiți în fața noului inamic. Vă readuc aminte toate aceste detalii pentru a înțelege criza în care ne găsim astăzi. În realitate, niciodată o putere atât de mică precum România n-a avut ocazia de a juca în istoria lumii un rol de decizie așa de mare și la un moment atât de favorabil. Niciodată două imperii atât de puternice ca Austria și Germania n-au depins de desfășurarea unor forțe ale unei țări a cărei populație este a 20-a parte din propria lor populație. Cu îngăduința înălțimii voastre, stire, în situația de acum, după succesul din Galicia și situația critică a Rusiei în prag de revoluție, propun să-i dăm libertate lui Mackensen să decidă și de data asta tot singur. La rândul meu spun, dumneavoastră decideți, domnule mareșal, și prin funcția pe care o aveți și prin încrederea pe care o avem cu toții în dumneavoastră. Eu voi pleca pe frontul din Moldova. Să trăiți, domnule general! Regimentul 25 Infanterie, din Divizia 8-a, armata a doua, în formație cu 30 de ofițeri, 800 de soldați, este gata pentru ceremonie. Bună ziua, ostași! Putem începe. La picior! Mai bine moartea unui om decât ruina unui popor. Asta a spus-o Caiafa. De fapt, un raționament pe care Ernest Renan l-a socotit detestabil. Propriul partidelor conservatoare. Mulțumesc pentru invitația specială. Credeți că n-am să vin? Eram sigur că o să veniți, tocmai pentru că vă este nepot. De fapt, a fost condamnat de Curtea Marțială a Armatei a I-a, iar grațierea depinde de lege și nu de mine. Deciziune, în numele legii și a majestății sale regelui, Curtea Marțială a Armatei a I-a a pronunțat în recurs sentința numărul 35. În final s-a dorit un exemplu celui probabil insistent de francezi și mai ales de ruși. Au existat multe momente suspecte. O retragere nejustificată a brigăzii ce era condus atunci de Sturza. Execuția sub locotenentului Ciulei, tocmai cu zi înaintea trecerii lui la inamic, precum și ducerea regelui în linia întâi. Credeți că de aceea corona a refuzat grațierea? Chestiuni și intrigi de politică, domnule. Dorința rușilor și a francezilor de a pedepsi exemplar un filogerman. La pedepsa cu moartea și degradarea militară. Execuția va avea loc în fața regimentului astăzi, 13 iunie 1917. Stăpâne, Doamne Dumnezeule, celacești mântuirea lucrurilor tăi, mirostive, îndurate și îndelung răbdătorule, să răspare rău de răutățile noastre și nu buiești moartea păcătosului să întoarcă să fie. Părinte, iartă-mă, dar vă rog să mor în religia catolică, apostolică și romană în care m-am născut. Dumnezeu să te aibă în bază, fiule. Ultima dorință. Vă rog să transmiteți soției mele că în ultimul moment gândul mi-a fost la ea și să stăruiască pentru revizuirea procesului. Poziția de tragere luat? Încărcați! Ochiți! Ce tocmai noi ne-a adunit? Taci din gură, gorește. Bună ziua, domnilor! Nando, aș putea să știu și eu ce se petrece? Ieri zvoda toată lumea vorbind de o mare victorie, iar astăzi sunt anunțată să-mi fac bagajele pentru a pleca în Rusia. Regele României în Rusia. Armata regală în Rusia revoluționară. Cine ne va ajuta acolo, domnilor? Să nu mai vorbesc de respect. Vous êtes fou, monsieur! Avem vești proaste. În Galicia, la 6 iulie, frontul rus a fost rupt la Slozov. Puterea militară rusă se prăbușește. Armata s-a transformat în bande dezordonate care fug, aruncă armele, jefuiesc și incendiază. Arhiducele Iosif și-a făcut o intrare triumfală în Cernăuți. Frontul nostru de nord este amenințat. Bineînțeles că austriecii vor căuta să ocupe Odessa. Ceea ce pentru noi este sfârșitul. Când am plecat din Anglia, am renunțat la tot. Am dat acestei țări 4 moștenitori. Nici eu, nici ei nu mai avem altceva decât această țară. Nu vreți să-i vedeți colindând Europa ca niște prinți germani fără moștenire? Idealurile acestei țări sunt și ale mele. Pentru mine nu există altă variantă decât să rămân aici, orice s-ar întâmpla. Luptați, domnilor! Luptați, domnilor! Aceasta este datoria dumneavoastră. Eu în niciun caz nu voi fugi. Dacă e cazul, voi pieri odată cu țara. Domnilor, aș dori să nu vă supărați. Trebuie să rămân singură cu regele, prințul Carol și prietenul nostru, domnul general Bertolo. Carol vrea să se logodească. Cu cine? Cu Zizi Lambrino? Da, cu Zizi Lambrino. Bine, fiule, tocmai acum când țara e spre dispariție, când nu știm cum va fi ziua de mâine, prințului moștenitor i-ar de să se logodească. Ce va spune lumea? Bietul popor, aliații. Cum adică? Ce, nu mai există iubiri? Nu mai există decât dragostea de patrie? Morți, răniți? De unde-i teoria asta? Tu nu ești un om obișnuit. Tu ești prințul moștenitor. Renunț. Nu am nevoie de tron. Și așa se pare că îl vom pierde. Iubesc și mă voi căsători cu această femeie, indiferent de ce credeți voi sau alții. Nu mă mai întorc pe front până nu-mi dați accepțiunea logodnei. Bine, dar ești comandant de regiment. Cum poți spune așa ceva? Majestate? Mon general? Vorbești germana, dragule, și n-am priceput nimic. Qu'est-ce que vous croyez, mon ami? Pour le bien de la Romanie, oubliez que c'est votre fils. Morgan, zici? Da, mulțumesc. Domnilor, victorie. Von Morgan i-a pus pe fugă pe ruși. Divizia 12 Bavareze și Divizia 216 Rezerva au ajuns la frontul românesc de pe Siret. Mâine vom avea onoarea ca împăratul să asiste la ofensiva noastră victorioasă. Sunteți invitații mei. Un atac astfel început Merită o cupă de șampanie. Spune că împăratul e ghionist. Unde apare, mai pierde o bătălie. Mai bine ne-ar promite 2 săptămâni de permisie. Și am câștigat bătălia. Vă rog. Pentru victorie. Ce te-a apucat? N-au scumbocește pământul. Acasă mi-ai zis că auzi cum plâng păpădiile. Și n-a murit tata după săptămână? N-auzi bre cum plângi iarba, cum plâng pădurile? Și cine o să moară? M-am visat aprinzând o lumânare la crucea mea. Și nu era singura. Potul fi murit moartă. Garde! Moștile! Puneți-vă mâștile! Sergent, fii atent! Vin gazdele! Puneți-vă mâștile! Am înțeles! Băieți, măștile! Masca soldat! Măștile! Hai mai repede, măștile! Domn sergent, eu ce fac? Unde ți-e masca, mă? Am pierdut. Garde! Totul la măștile! Hai! Hai, Lisa! Ce stai, mă? Ce stai? Măștile, am spus! Stai aici! Hai, soldat! Hai, soldat! Hai cu măștile! Hai, pune și tu! Hai! Hai mai repede! Și căștile! Pune și căștile! Gaze, soldat! Măștile! Măștile! Toată lumea măștile! Dreapta frontului românesc, armata a 4-a rusă a prințului Ragoza a fost dată peste cap și obligată să retragă 5 km. În momentul de față, atacăm românii rămași pe loc. Sunt numeroși? O divizie română încearcă să se opună, nu are nicio șansă. Ce știri aveți de pe frontul nord-est? Cum merge atacul lui for nebun? Operațiunile au pornit pe 8 august, reușind să spargă frontul dinamic. Maestate, în 3-4 zile, cele două armate se vor întâlni, închizând cleștele în jurul românilor și rușilor. Sper, domnule mareșal. Un eșec ne-ar costa prea mult. Avem nevoie de trupe pe frontul occidental. Și aceasta depinde numai de situația de pe acest front. Puneți-vă măștile de gaze. Măștile de gaze. Puneți-vă măștile de gaze. Voi sunteți noi la mine în unitate. Am auzit că ați luptat în Franța. Da, domnule, da, domnule locotenent. Interofițir Franța. Jürgen. Contez pe voi. La atac voi merge înaintea voastră. Când ne-au mutat aici, am crezut că o să scăpăm. Când colo, te pomenești că disperații ăștia o să ne pună să atacăm pe un teren gazat. Așa am scăpat și la Verdun. Poate scăpăm și acum. Nu uita, masca pe figură, nu alerga repede. Nu te gândi decât la tine. Știu, prietene, știu. Dar o știi și moarte. Puneți-vă baionetele! Puneți-vă baionetele! Atac la baionetă! Atac la baionetă! După două zile este evident că nici unul din țelurile strategice urmărite de armata a patra nu au fost atinse. Armata a doua română nu a fost capturată. Nici măcar nu am reușit să-i gonim pe români peste Siret. Știu că unitățile pe care le conduceți au avut pierderi grele. Puterea divizilor care au luat parte la luptă a scăzut foarte mult. Spitalele nu mai au loc de primit răniții. Armata română a devenit un adversar redutabil. Totuși, mai avem nevoie de o victorie. ca să putem schimba raportul de forțe în Occident. Sire, tactica pe care m-a aplicat-o a fost răpungerea frontului în punctele sale slabe, adică acolo unde erau trupe rusești. Unitățile armatei române au reușit să înlocuiască în foarte scurt timp rușii puși pe fugă. În fața românilor intrați în luptă, ai noștri obosiți au fost obligați să se retragă. De mâine atacul vom da acolo unde adversarul este cel mai tare, fără cruțare de oameni și materiale. Prin ruptura ce se va săvârși vor pătrunde forțele care vor provoca răsturnarea întregului front. Știm. Strategia dumneavoastră preferată. Deci, mâine vom ataca. În 2 zile trebuie să obținem victoria decisivă. Transmiteți. Orice bucată de teren cucerit de inamic trebuie să fie urmat imediat de un contraatac. Fiecare regiment care va pleca la atac își va lua cu el drapelul. Către toate unitățile. Fiecare regiment care pleacă la atac își va lua cu el drapelul. Domnule capitan Ignat, în vârful acestui deal se află o întăritură în care au mai rămas câțiva soldați fără ofițeri. Dacă această cotă este cucerită de inamic, întreaga armata a doua va fi încercuită de germani. Vei apăra acest loc cu orice preț. Știu exact ce am de făcut, domnule general. Nu mai am decât 4 mitraliere, dar vă asigur că prin acel loc nu se va trece decât peste cadavrele noastre. Cred în tine, Ignate. Ia-l și pe capitanul Popa cu compania lui. Dă-o mai departe. Ion. Ioane, dă-o mai departe. Dă-o mai departe. Hai, ia și tu. Dă-o lui Marin. Vreți să nu vezi, bă. Atențiune! Continuați. Sergent. Ordonați. Ai venit de la Mărăști, ești om cu experiență. Îmi alegi pe cei mai hotărâți oameni. Treabă grea. Și noi care credeam că o să renunțe la ofensivele lui Averescu. Mutarea diviziei noastre la armata întâia îmi dă o stare ciudată. Cum era Averescu, știa ce vrea. Să nu vă depărtați de mine. Hai, băieți, mai repede! Hai, băieți, hai! jos! Nu mă doare. Nu mă doare. Nimic. Nimic. Igoriule! Ridicați tot morții și puneți în poziție de tragere, că... Nu înțeleg că n-avem timp să îngropăm, dar chiar așa să ne boftem cu pe ei. Ei sunt nemuritori. Nu, prietene, ei sunt morți. Sunt spântecați de obute și de baionete. Sunt hoituri care put și le mănâncă fierbii și șobolanii. Asta sunt. E un păcat ce facem. E hoiturile care put se vor desprinde faptele lor care devin nemuritoare. Ține minte ce ți-am spus. Oh. Uite, Icoana. O las aici lângă tine. Nu. Nu, nu, eu cu dumneata ne-am adumit. Eu că eu n-am nimic. Oh. Hai, ascultă-mă bine! Atacă-mă baioneta împotriva grenalierilor! Și eu? Ești la grenalieră! Ești secundarea! Și eu? Te duci la divizie și aduci două lezi cu dinamită. Ah! Nea Dumitre! Ce fac? Du-te! Iule! Atrag la baionete! Nu nebunie! Acceptul cu oamenii se extenuați! Dacă nu știu să extenuați, și ai lor la fel. Eu contra aici! Clar! Atrag la baionete! Înainte! Da! Așa, așa, așa. întricornit. Ăsta-i mort. La locuri! Mișcă, soldat! Gheorghiță! Gheorghiță! Sergent, morți în poziție de tragere. Sunt frații mei, domnule capitan. Executarea. Hai, Dumitre, că te ajut eu. Hai înapoi! Ăștia-s nebuni! Înapoi! Retragerea! și un domn, capitan. Doriți în poziție de tragere. Așa. Și chipiu. Mulțumit. Pe fostul cerul camarazilor, probabil că este ultimul. Dumnezeu să mă ierte. Țara o va judeca, capitan migrat. Te ierta Dumnezeu, domnule capitan. Domnule colonel, nu risc viața oamenilor mei. Da, până mâine dimineață cota va fi cucerită. Știu ce am de făcut. Domnul locotenent, nu atacăm? Nu, nu. Nu știu cât sunt. Ocolire la dreapta. Stai, 10 minute de pauză. Cătălina! Cătălina! Bine ai venit, Cătălina. Da, îmi raportați orice mișcare. Domnule general, în redută au rămas cele două companii și 4 mitraliere ale domnilor capitani Ignat și Popa. De 2 ori m-a tot căsnesc să iau legătura cu ei să le transmit ordinul de retragere. Ați lansat rachete de retragere? Da, dar nu exact. 2 cercetași trimiși nu s-au mai întors. Te duci până acolo și transmiți lui Ignat ordinul meu scris să se retragă. E vina mea că nu execută retragerea. Eu vin de acolo, domnule general. Cunosc drumul. Pot să-l conduc eu pe domnul capitan. În ordine, ia-l și pe trompetist. Mergeți numai voi doi. Am înțeles. Herr Lieutenant, aruncătoarele de flăcări sunt pregătite. Începem asaltul. Drace, ce mai oameni. De o zi întreagă tragem în ei și nu se mișcă. Sunt ofițer român! Da, și-ați morți! Soldat! Soldat! Mă! Dumnezeule, ce-ați mort! Băieți! Mă! Ignat! Mă! Efortul cerut camarazilor mei probabil că este ultimul. Dumnezeu să mă ierte. Țara mă va judeca. Capitanul Ignat. Ăsta e document. Gornist! Gornist! Domnule general, sunt cu toții morți. Morți? Bine, dar acolo e luptă. Dumneata auzi, domnule capitan. Guarnistu. Ce faci, neică? La ce te gândești? Uite, vezi, domnișoare, pământul ăsta e ca un blestem. Îl muncim toată viața și el forțat ne întoarce toate roadele. Pentru el ne omorâm, de parcă n-ar fi destul. Până într-o zi, când totul se sfârșește, intrăm în el și pământ ne face. Pământul ne dă totul și ne ia totul. Ți-e frică de moarte? Ne naștem cu frica noi, domnișoare. Pe ea o învățăm prima în viață și ne ducem cu ea într-una până la capăt. Dacă mi-e frică de moarte, pe dacă omului e frică de trăsne, de foc, de apă, de chin și de durere, care toate sunt trecătoare, cum să nu-i fie frică de moarte, care e veșnică? Așa e. Așa e. Pregătiți evacuarea orașului Focșani și căutați rezerve care pot interveni de urgență. Majestate! Ce este? Domnul general Prezan vă anunță o mare victorie la Mărășești. Bravo! Știam! Vedeți, v-am spus eu. Mâine vom merge pe front. Felicitări, majestate! Mulțumesc. Domnilor, mi se anunță o mare victorie pe frontul de la Mărășești. Regele, regina și mulți oameni politici vor fi mâine acolo. Ciudat. La victoria noastră de la Mărăști n-a venit nimeni. În fine, pe frontul de la Oitur situația e destul de grea. Dinamicul este în plină ofensivă. Nu trebuie să cedăm. Voi conduce direct operațiunea. S-a înțeles? Înțeles, Rex. Vă supăr? Nu. Spune. V-am adus niște cartofi. Sunt făcuți în jar. Sunt calzi, să nu vă ardă. Ești nou la mine în pluton. Cum te cheamă? Nelu. Nelu Plăvițu. Dar eu vă cunosc pe dumneavoastră mai de mult. De unde? De la fratele dumneavoastră, care a căzut pe Argeș. Eram în același pluton. Am stat lângă el până ce-a închis ochii. M-a rugat să vă dau astea. Mă iertați că v-am îndurerat, dar trebuia să vi le dau. Să rămână. Repede! Repede! Cătălin! Ce-i cu tine? Ești foarte palidă. Am visat rău. Ce? Am visat o mireasă. Și ce nu? Cine era? Eu eram. O să fie. Da? O să fie. Hai, băieți, mai repede, haide, du-te, du-te! Înainte! Bine! Înainte! Cornist, sună retragerea. Retragerea! Înapoi în ordine! Înapoi! Înapoi! Cătălina! Pila plaiurilor jiului a însemnat în scurta ei viață o dâră luminoasă pe cărările întunecate ale calvarului războiului. Ea și-a îndeplinit până la suprema jertfă de sine misiunea sa providențială. Cătălina Toderoiu ne-a umplut inima de farmec, de mândrie și de credință în vigoarea sufletului român. Îngenunchiați voi cei care sunteți în viață în fața majestății celor care și-au dat viața pentru țară. Vara anului 1918 a deschis popoarelor asuprite de Imperiul Austro-Ungar drumul către libertate și unitate națională. Fiecare popor are dreptul inalienabil de a-și organiza forma de stat și de guvernământ. Basarabia, devenită independentă din 24 ianuarie 1918, sfatul țării a hotărât unirea ei cu România, de care fusese smulsă cu un secol în urmă de statul rus. Adunarea constituantă a Bucovinei a consfințit unirea cu țara la 14 octombrie 1918. Pe 1 decembrie, la Alba Iulia, Marea Adunare Națională hotărăște despărțirea Transilvaniei și Bucovinei de Austro-Ungaria și unirea lor cu patria mamă. Sacrificiile din Marele Război nu au fost zadarnice. După înfrângerea la Budapesta a armatei bolșevice a lui Belacum, românii își realizează visul de veacuri al României întregite.